Bun găsit! Vorbim astăzi despre postul cu apă, o uimitoare metodă terapeutică, dar și despre alimentația rovegană cu Ștefan Niță, primul șef rovegan din România, dar și unul dintre primii specialiști care a conceput și livrat preparate vegane și rovegane la nivel de restaurant și bucătărie profesională din țara noastră. Bună ziua, Ștefan! Bine te-am găsit! Ce frumos este la tine! Mulțumesc frumos! Da, este studioul de aici, de la Seva Bloom, unde eu înregistrez toate cursurile de bucătărie și da, mă bucur de el, că am tot ce-mi trebuie să mă joc. Mă bucur că ești alături de mine și de telespectatori astăzi. Aș vrea să vorbim mai întâi despre postul cu apă. Începe să fie tot mai cunoscut și la noi în țară și mai apoi despre dieta sau alimentația rovegană. Cum vrei să-i spui tu sau cum este mai corect să-i spunem? Foarte bine, e un subiect foarte vast. Putem să vorbim, să facem emisiuni întregi. Dacă ar fi să fac o sinteză, ce înseamnă postul cu apă? Postul cu apă este ceva absolut natural. Îl fac toate ființele de pe acest pământ, că sunt animale, că sunt copii, că sunt oameni. Se postește în mod natural de mii de ani. Un animal când este rănit se duce și bea doar apă și stă într-un colț până se face bine. La fel se întâmplă și cu un om. Problema e că la noi intervin ceilalți care spun: ești bolnav, trebuie să mănânci ceva, să te pui pe picioare. Și practic oprește corpul să se vindece. Noi avem niște mecanisme absolut uluitoare pe care dacă le lăsăm să se manifeste, ne autovindecăm. Putem să avem această putere, este ceva natural. Problema este să nu intervii. Cum spuneai tu, în mentalitatea noastră nu este atât de bine cunoscut acest post cu apă ca și beneficiu pentru organism. Exact cum spuneai mai înainte, trebuie să mănânci ca să te pui pe picioare, să fii sănătos, să poți să reziști. Dar acum și dacă ai afecțiuni și dacă nu le ai, este ok acest post cu apă? Este ok până la un anumit punct. În principiu, orice post cu apă este un exercițiu de voință și el trebuie inițiat doar dacă ai aproape un specialist, ori un postitor cu experiență sau un duhovnic. Adică ele trebuie combinate. Pentru că postul cu apă este o linie foarte fină între trup și partea aceasta nevăzută a lucrurilor. Și atunci când scoți acest instrument, care este postul cu apă la înaintare, este un instrument pe care tu trebuie să ți-l asumi, să înțelegi ce faci, să ai voință. Cum am spus, este în primul rând un exercițiu de voință, iar această voință îți va fi pe tot parcursul acestui post foarte mult pusă la încercare. Un post inițiat corect și condus corect ar trebui să se instaleze în 7-10 zile absolut corect și benefic în corp, iar cei care postesc ar trebui să se simtă bine. Acum nu într-o stare extraordinară, dar ar trebui să se simtă ok. Sunt foarte multe simptome care trebuie și stări care trebuie monitorizate pe parcursul unui post. De aceea, în principiu, ceea ce recomand eu este să faci 7 zile acasă. După 7 zile ar trebui să faci postul acesta cu îndrumare sau cu ghidaj. Și niciodată nu intri în post fără pregătire. Da? Pregătirea pentru post este foarte, foarte importantă și aici poate să vină această dietă vegetariană, vegană, ro-vegană, care ajută enorm de mult să se instaleze postul corect în corp. Adică nu treci de la o mâncare grea, cu carne, cu prăjeli, direct la postul cu apă. Cred că nici nu reușești. Nu reușești, iar în timpul postului trebuie să făcute niște, le numesc eu, terapii de accelerare. Trebuie să poți să-ți faci clismă, să-ți faci hidrocolonoterapie, să poți să faci masaj și foarte important aici este masajul visceral și să faci mișcare ușoară, să te plimbi în natură și foarte important să ai o minte și o gândire orientată către aproapele tău. Postul niciodată n-ar trebui să fie doar despre tine, postul este și despre ceilalți. Niciodată nu este bine și adică din experiența mea și am condus destul de mulți oameni în post,
niciodată nu reușesc să ducă un post de lungă durată oamenii care fac doar pentru ei. Post. Iată cât de important este. Nu este doar așa un simplu post. Eu postez pentru că am auzit că are beneficii, aș vrea să încerc și eu această metodă. Este un întreg complex aici. Da, este puțin mai complicat de atât. Să explicăm, pentru că este bine de știut. Da, depinde cum te uiți la lucrul acesta. În principiu ai beneficii foarte mari și aici poate interesează pentru cine este postul. Postul este pentru orice ființă care are o sănătate ok sau cei care au afecțiuni mai grave, să pot face bine. În principiu poți să vindeci sau să ameliorezi în principiu peste 90% din toate afecțiunile cunoscute într-un post mai lung. Numesc post mai lung un post care depășește 7 zile. Dacă sunt afecțiuni care sunt dobândite în urma stilului de viață, adică care sunt legate de dietă. Sunt câteva afecțiuni care nu țin neapărat de stilul de viață, anumite forme de tumori avansate, maligne, nu știu, de exemplu, dacă nu știu, trebuie să-ți înlocuiești cristalinul, nu o să poți să postești și după post o să ai o vedere clară. Adică sunt niște lucruri care... Lesne de înțeles aici, că nu putem să rezolvăm. Deci, sunt care promovează această metodă ca fiind Sfântul Graal. Este până la un punct, dar trebuie să lăsăm medicilor ce este a medicilor și să lăsăm corpului ce este a corpului. Din cele mai vechi timpuri, de la Aristotel, de la Platon, de la Plutarh, toate școlile grecești nu te admiteau decât dacă intrai, dacă făceai un post să primești un anumit tip de învățătură. Toți mari iluminați, inclusiv sfinții, da, Iisus Hristos a postit 40 de zile, Buddha se spune că a postit 45 de zile. Da, orice formă de post te aduce mai aproape de tine și de divinitate, oricare ar fi aceasta. În toate tradițiile, în toate religiile din lume există oprirea aceasta și nu ține niciodată despre ce credință ai. Evident că în unele sunt mai accentuate și în unele nu. Noi avem o tradiție de post extraordinară. În general, creștinismul are o tradiție extraordinară, cât și budismul. Spune. Dar pentru cine este postul, ta. Este pentru oricine. Pentru oricine știe în ce intră, dar trebuie o monitorizare înainte și o mică analiză. Da? E foarte important să ai un indice de masă corporală suficientă, da? Adică trebuie să ai undeva peste 19, pentru că postul înseamnă să te hrănești din tine. Și acest hrănire din interiorul tău se hrănește din grăsime. În urma unui post, un bărbat slăbește în principiu un kilogram, un kilogram jumătate pe zi, iar femeile slăbesc undeva în jur de 800 de grame pe zi sau mai mult. Deci în urma unui post cu apă, ai de peste 7 zile, ai beneficii extraordinare. Se spune că dacă ar exista un singur studiu sau o singură cercetare care să pună într-o fiolă sau într-o pastilă beneficiile unui post de 3 zile cu apă, acel studiu ar primi toată finanțarea din lume. Da, deci în 3 zile poți să-ți normalizezi atât de multe funcții vitale care e aproape imposibil să le obții în urma inițierii unui tratament medical, pe toate la un loc. Practic îi dai un repaus, îi dai o relaxare organismului să nu mai amestece, să nu mai digere atât de multă mâncare. Ce exemplu da, înainte bun de a face un... Ar trebui să-mi iau și un pahar cu apă aici. Da, înainte de a face un post cu apă, niciodată eu nu recomand posturile lungi. Recomand înainte pregătire foarte bine și anume post intermitent, adică o pauză alimentară de minim 16 ore între ultima masă și prima masă și o fereastră de alimentare de 6-8 ore. În acea fereastră de alimentare poți să mănânci ce vrei tu, dar recomandat este să mănânci vegetarian, lacto-vegetarian, pentru că acele 16 ore, dacă o să mănânci 5 hamburgeri și 3 pești, o să ți se pară o corvoadă. Da, deci recomand postul intermitent. Digestia. Da.
Recomand postul intermitent, este foarte important să abordezi asta o perioadă și după aceea o zi pe săptămână să încerci să faci post cu apă, post total. Mie nu-mi place sintagma de post negru, postul negru este asociat foarte mult cu postul religios și pare ceva greu și ceva incredibil. Postul este ceva luminos, este ceea ce aduce lumină în tine, dar evident ca să vină lumina treci și prin puțin întuneric. Da? Sunt niște perioade undeva între a treia și a șaptea zi de post, atunci când corpul trece și schimbă arderea de la glucoză la corp cetonici, se produce o stare de aciditate și această stare produce anumite modificări în corp, nervozitate, dureri și așa mai departe, peste care dacă treci, se instalează postul, corpul începe să ardă corp cetonici și începe să arzi combustibilul tău cel mai de preț, care este grăsimea. Spune-ne, te rog, din experiența ta, când ai ținut tu prima dată post cu apă. Prima și prima dată. Am ținut în liceu. Eu am fost o persoană foarte religioasă și am ținut toate posturile religioase, așa cum se știa, cu fasole, cu mămăligă. Așadar, cu... nu ți-a fost prea greu ca să treci la postul cu apă sau ți-a fost? N-am știut că fac post cu apă, pur și simplu a fost un lucru natural. Am băut apă, în marea majoritate, am mai băut și lapte nepasteurizat în 14 zile înainte de admiterea la facultate. Și după aceea am ținut constant, cel puțin 2-3 zile, țineam, în principiu țineam posturile religioase, țineam vinerea. Deci am avut o practică mai lungă, iar în ultimii 5 ani n-am mai ținut aproape deloc. Iar în ianuarie am avut un COVID care s-a localizat pe nivelul intestinelor și mi-a blocat toată povestea asta și am ținut un post de 28 de zile mai lung. Eu niciodată nu țin post un număr de zile, țin până îmi îndeplinesc un obiectiv, care e un obiectiv personal și un obiectiv mai înalt. Da, cum te simți? Aș vrea să ne spui puțin din experiența ta pentru telespectatori. Cum te simți? În prima zi e ok, a doua zi e puțin mai greu? Că am înțeles că în primele șapte zile, depinde de fiecare organism, să trec prin anumite etape. Dar e foarte important în timpul postului este să nu faci efort, chiar dacă ai energie sau simți, pentru că se arde foarte multă masă musculară. Practic, corpul arde glucoză. Deci noi suntem funcționali pe glucoză. În momentul în care, în primele 3 zile, corpul încearcă să ardă tot ce să găsească glucoză. Și arde în 24-48 de ore, cam în ziua 2-3, arde toată rezerva de glicogen din ficat. Și din momentul ăla, dacă tu faci mișcare, începe să caute să ardă proteina, adică masă musculară, ca să, în urma arderii rezultă și puțină glucoză. Și aici este greșeala pe care o fac foarte mulți. Acum conduc un program de post cu 7-7 de oameni, sunt în post, de 7-14 zile. E un post ghidat cu psihoterapeuți, cu program de susținere. Am niște rezultate foarte bune. Eu sunt în a 11-a zi de post cu apă astăzi. Și ca să ne întoarcem, e foarte important în primele 7 zile în toate clinicile de postit din lume să monitorizează foarte atent această trecere dintre arderea glucozei pe arderea grăsimilor. Dacă vrei să fac analize, adică oamenii au grijă și de acest aspect. Se fac analize să măsoară tensiunea, să măsoară nivelul de glicemia constant, se ajustează aportul de apă, sunt câteva lucruri la care trebuie să fii atent și în principiu e foarte important să nu faci mișcare pentru că nu se declanșează procesul de autofagie. Autofagia a fost studiată și s-a luat premiul Nobel acum cred că 10 sau 15 ani despre acest proces, despre capacitatea corpului de a se curăța singur atunci când există pauză alimentară. Deci acest proces se întâmplă în momentul în care se instalează arderea grăsimilor, acest corp cetonici. Și practic cum fac? Oamenii stau mai mult acasă sau fac așa o mișcare mai... Se recomandă mișcare, dar mișcare ușoară, în natură, care să nu depășească un puls de 100, 110, 120 maxim. Da? Deci nu faci sport, nu mergi la sală, ci te plimbi în natură.
E foarte important să te plimbi în natură, să ieși din casă, să fii în mijlocul copacilor, în mijlocul pădurii, pentru că ai nevoie de oxigen. Deci în timpul postului trebuie stimulate toate organele de eliminare. Cel mai important organ de eliminare este colonul și atunci el trebuie curățat și stimulat. Am vorbit despre clismă, hidrocolonterapie ca terapii esențiale de inițiat în timpul postului. Apoi ai nevoie de plămâni, plămânul detoxifică și el, deci trebuie să respiri, să fii în natură. Și ai nevoie de piele, care e cel mai mare organ de detoxifiere, să-l stimulezi cumva. Aici se recomandă sauna. Da, e important, sau sauna cu infraroșu. Dar după ce se instalează postul, e foarte important să fii, după 7 zile, să fii monitorizat, pentru că pot apărea stări de amețeală, de slăbiciune, pentru că scade nivelul de potasiu din corp. Sunt multe lucruri care trebuie să ții cont. Adică deci ideal ar fi să ții o pauză de la muncă, dacă te solicită munca sau doar dacă este una la și da și nu. Depinde de vitalul fiecărui om. În principiu știu oameni care au făcut post de 40 de zile exclusiv cu apă și au lucrat în construcții și au schimbat acoperiș sau deși contraindicat total. Deci nu există neapărat, depinde foarte mult de fiecare. Nu sunt niște reguli stricte, cum simte fiecare, cum poate să ducă fiecare organism în parte. Și da și nu. În principiu trebuie să te asiguri că există un cadru general safe și că omul știe că dacă trece prin anumite etape trebuie să aibă grijă. Acum sunt puține cazuri, sunt puțini cei care țin 40 de zile și schimbă acoperișul. Să zicem că din 10 oameni poate unul poate lucra. Ceilalți o să trăiască să stea acasă, să se miște cât mai puțin. Ești ca un cartof de canapea care stă acolo și se mișcă cât mai puțin, pentru că de-abia atunci corpul se curăță în mod profund și această curățare trebuie să-i lași spațiu să se întâmple. Apar pe lângă provocările de pe corp, apar foarte multe provocări emoționale. Și aici este foarte important rolul unui psihoterapeut, unui prieten sau unui duhovnic. Depinde de structura fiecăruia. Pentru că ies foarte multe frici. În primele 7 zile se instalează și ies la iveală foarte multe afecțiuni pe care tu consideri că le-ai tratat sau le-ai avut în copilărie sau ele se accentuează, trec într-o fază de accentuare și apoi cu ce post începe să lucreze, ele ori se ameliorează, ori se vindecă. Dar trebuie ales foarte bine profilul de postitor. Da? Nu oricine poate să postească, nu oricine e pregătit pentru asta. Asta recomand, să mergeți ori într-un program în care sunteți monitorizați sau înțelegeți ce să face, ori mergeți către un medic care poate să fie atent. De exemplu, în cazul postului, sângele se subțiază foarte mult. De fapt, asta se întâmplă în timpul postului. Sângele se detoxifică, devine un sânge ușor, un sânge care fluid. Și atunci sunt cei care se recomandă anticoagulante, dozele trebuie reduse. Hipertensiunea arterială se ameliorează sau chiar se vindecă într-un post de peste 7 zile. Adică medicamentele trebuie început cu medicamentele, dar doza trebuie monitorizată, pentru că absorpția medicamentelor crește de până la 20% în timpul unui post. Deci trebuie atenție, da? Nu e ceva care să te sperii, dar recomand celor care nu au experiență să abordeze cu înțelepciune această unealtă. Foarte bine spus, bine punctat. Să vorbim puțin și despre dieta aceasta ro-vegană, pentru că dacă trecem puțin de la postul cu apă sau post la o alimentație sănătoasă, știu că tu recomanzi această alimentație, această dietă ro-vegană. Spune câteva puncte importante ale acestei diete. Te ajută foarte mult să intri în post, iar postul nu este o dietă. Deci asta, poți să ții post mâncând înlocuitori de carne, de soia, de orice vrei tu, sunt pateuri vegetale, sunt foarte multe produse care sunt așa zise de post, însă postul cu adevărat niciodată n-a fost despre alimente. A fost despre a-ți înfrâna corpul și a ajunge puțin mai departe de propria ta minte și de propriul tău pântec. Când se produce această înfrânare, vin și foarte multe provocări. Trebuie postit cu toate cele 5 simțuri. Postezi cu văzul, cu auzul, cu mirosul, cu gustul, cu atingerea, da? Deci tot ce atingi îți provoacă senzații.
În momentul în care inițiez un post și mai ales un post cu apă, este un post în primul rând în care tu trebuie să fii conștient că nu este despre ceea ce mănânci sau nu mănânci. Când postești, mâncarea devii liber. Este, cum zic eu, guși puțin din nectarul pe care îl gustau sau îl gustă iluminații sau sfinții. Atunci tu când intri pe această ușă din dos, pentru că este o ușă din dos, tu vrei acolo undeva sus. Vin foarte multe provocări și care provocările vin prin intermediul mediului și prin intermediul minții. Și atunci, dacă nu ai o practică meditativă sau nu te rogi, nu o să reușești să duci foarte mult. O să-l duci doar din ego și din voință. Și cum ziceau Sfinții Părinți, la un moment dat zicea, o să, diavolul te trântește și te face de râs. O să se întoarcă, cum spun eu, postul se întoarce împotriva ta și o să-ți facă, nu o să-ți facă bine pe revenire. Da, deci dacă nu este făcut cu inteligență și cu atenție și cu sufletul, cu mintea. Și nu doar pentru tine. Și nu doar pentru tine, da, bine de reținut. Da? Poți să postești pentru pacea în lume, să zic așa. Poți să postești pentru cel care este aproapele tău, pentru copilul tău. Pentru că postul o să vezi că aduce beneficii nu doar ție. Eu știu terapeuți care lucrează, fac corecții pe corp și lucrează chiropracticieni, care când întâlnesc un caz grav, ei intră automat în post ca să poată să-l ajute mai bine, să se conecteze mai bine și să poată să lucreze mai bine cu pacientul. Din cele mai vechi timpuri se știe că dacă un grup de oameni postesc împreună și au un omenire comună, menesc postul, cum se zice, pentru un obiectiv comun, acel lucru devine mai ușor de făcut. Da. Practic, meditația, rugăciunea ta sau ce vrei, ajunge mult mai ușor să fie materializată. Pentru că 80% din, acum nu știu dacă chiar 80%, dar în jur de 80%, un procent mare din energia pe care o consumă corpul, o consumă pentru a digera alimente. Indiferent cum sunt ele, că sunt salate, că sunt fructe, că fructele mai puțin, dar în principiu consumă multă energie să digere și să împartă nutrienți și informație subtilă, într-un fel sau altul, în corp și în planurile celelalte. Și atunci această energie, odată ce tu o oprești, imaginează-ți că 80% din energia aia se duce să lucreze și să vindece corpul și să-l pună la loc. Dar nu după cum crezi tu, ci după cum are el nevoie. Și aici ai nevoie să te let it go. Da? Să lași cumva, să ai încredere, să știe că s-a născut, femei însărcinate au născut ele fiind în comă pe aparate. Corpul știe ce are de făcut, da? Doar mintea îl oprește. Foarte inteligent mecanismul ăsta al nostru, da. E pentru toată lumea și e gratis. Aerul, lumina, soarele, apa. Tot e gratis. Apa e foarte importantă în post, calitatea ei, și aici se poate face o emisiune separată despre ea. N-am reușit să vorbim prea mult despre dieta rovegană sau despre alimentația rovegană. Mai avem doar un minut și puțin la dispoziție. Doar așa, o idee, două, și o să discutăm probabil în altă emisiune. Doar să ne punctezi un pic. Cu mare drag. Ar putea fi considerată dieta rovegană ca o treaptă a postului, dacă vrei să o iei așa. Este o treaptă, așa este iau, o dietă, da. nu este post. Da? Deci nu, postul este cu totul altceva, nu este o dietă. Dar ajută enorm de mult. Majoritatea oamenilor care au venit de pe vegetarian, vegan, rovegan în post, au dus postul mult, mult, mult mai ușor, s-a instalat și a lucrat mult mai profund și a vindecat lucruri foarte, foarte esențiale. Foarte bune. Cunosc destul de mulți oameni care au trecut prin posturi medii sau chiar lungi venind de pe o dietă de genul acesta. Pentru că e mult mai ușor corpul, are mai puțină informație de dat afară. Și ce consumi? Adică o idee, două. Ce consumi? Cam 70%, cam 70% ar trebui să fie în stare crudă, neprocesată, și 30-40%, să zicem, gătite. Da, eu nu recomand 100% crud. Am trecut și eu prin faza asta când eram mai necop la minte. Dar cât mai puțin procesat termic, și nu contează neapărat lucrul ăsta, ci contează calitatea alimentului. Deci asta eu în momentul ăsta pledez pentru calitatea alimentului, a frunzelor. Prefer o cantitate mai mică, dar să știu că este crescut corect, nu este cu nitrit, cu nitrați, cu pesticide.
am și luat lucruri care să scoată pesticidele. Eu încerc să-mi aleg cât mai bine alimentele. Prefer să mănânc o sfeclă care știu că e crescută corect decât să mănânc 10 sfecle. Da? Deci este despre o cantitate. Este, nu e foarte important, este crucial, este 100%. Restul, dacă îi dai corpului ce are el, informație corectă, el lucrează, știe ce să facă. Dar în momentul în care îi prinde pesticide, ficatul o să lucreze suplimentar, pesticidele o să ducă în grăsime și când postești, ce să vezi? Grăsimea viscerală se elimină prima. Și să știe, în momentul în care inițiezi o anestezie, dacă te duci în urgență, corpurile grase se anesteziază foarte greu. Pentru că rămân toate rezidurile noastre, rămân în stratul de grăsime. Și în momentul în care postești, această grăsime se arde și vin și zici: fai, mă doare, mă înțeapă, mi-e rău, mi-e greață. De ce? Pentru că se eliberează acele pesticide și toxine acumulate în ani. Nu doar pe organe, ci și în straturile de grăsime. Și atunci revenirea din post este, din punctul meu de vedere, mult mai importantă decât postul în sine. Postul în sine îl duci, dar tu, după un post de lungă durată, devii un nou om. Corpul tău este resetat, ești mai tânăr cu 10-15 ani. Pielea ți este mult mai tânără. Da? Și pentru femei, cine vrea să aibă cea mai bun tratament de înfrumusețare posibil, să postească 10 zile, 10-14 zile cu apă și o să aibă o piele mai tânără cu 10 ani. Ce îmi spui tu mie? Vreau și eu să încerc acest post cu apă, dar... Eu am 40 de ani și oamenii îmi spun că am 25, 28 sau 30 de ani. Da, eu dacă am kilograme puține, cât îmi recomand să țin post cu apă? O zi, două, trei? Recomand post intermitent o perioadă bună, pentru că el o să lucreze la fel de bine. O zi, două pe săptămână post total, ca să obișnuiești corpul și să nu depășești, să nu scazi sub 18,5 masă corporală, da? Deci BMI-ul să nu scadă sub 18,5. Mulțumesc tare mult pentru atât de multe sfaturi utile. Te mai aștept și la o altă ediție, nu scapi așa ușor, pentru că văd că ai multe lucruri de împărtășit. Mulțumesc frumos. O zi superbă să ai. Post ușor, numai bine. Așadar, dragii mei, țineți cont de toate aceste sfaturi importante. Aveți grijă de alimentația voastră, fiți pozitivi și să fim sănătoși.